Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. Eu sunt Vlad și astăzi vom reacționa la Vincenzo. Bă, sincer, nu știam ce să mai postez, așa că azi că hai să fac și o reacție la Vincenzo, pentru că au mai făcut și alți creatori de conținut de Free Fire și chestii astea și am zis, bă, hai să facem și noi, să vedem și noi cum e. Dacă vă place, uitați să dați și voi acolo un like, un subscribe și un follow pe Instagram. Să vă luați un membru dacă vreți, cine vrea. Să susțină canalul, bineînțeles. Aveți butonul de alătură-te. Nu știu ce să mai zic, n-am mai postat de foarte mult timp și zic că bă, hai să mai și reacționăm la cineva. De exemplu, Vincenzo, pentru că joacă destul de bine. Bun, hai să dăm play. Sper că o să se audă bine. O să ne uităm la ultimul episod care l-a postat el. Văd că YouTube a mai schimbat niște chestii pe aici, aparent e altfel. Și da, nu știu, bă, dacă ar face YouTube-ul ăsta să-mi aducă și mie mai mulți abonați, să facem și noi acolo 20.000, ar fi... Țiplă, tati. Hai să dăm play să vedem cum joacă Vincenzo. Deja a ieșit în forță Vincenzo. Ia uite aici. Ia uite ce capuri. Ma. Ia uite-l, mă, băiatule. Bă. Deci, din prima vedem noi cum Vincenzo le rupe capul la toți. Deci n-ai ce să zici. Bă, n-ai. Dacă îl vezi pe Vincenzo în joc, trebuie să te elimini singur. Bă, trebuie să te elimini, că dacă nu te elimină el, mă. Bă, trebuie să fugi, bă. Hai să continuăm. Uite, head. Hai, head. Ia. Head. Mă. Bă, și îi face cineva. Nu știu dacă le face el. Vincenzo. Ăsta, bă, e intro-ul perfect, Vincenzo. Hai să dăm mai înainte. Opa. A, aici stai că văd că l-a promovat careva. Așa, ia. Au, au. Ia uite, mamă, l-a luat din parașută, bă. Ia uite ce damage dă. Bă, sunt și un pic rece, bă, băieți. Ia. Ia uite-l, mamă, i-a dat un pic la corp. 198 i-a dat. Ăla stătea nemișcat. Vai, mamă. Bă, mie îmi place la Vincenzo, că are niște, cum să zic eu, niște editări de astea așa tare, bă, că nu știu, dar nu cred că le face, bănuiesc că a plătit pe cineva să le facă, dar îți dai seama că le face așa de tare ăla care le face, gen, nu știu, aș vrea și noi să avem așa ceva, dar la cum dau eu ca băieți, știți și voi, că nu o să avem noi parte de așa ceva, eu mă chinui, trebuie să filmez, vreo 2 ore trebuie să filmez ca să am un videoclip de 8 minute în care se dau headshot-uri, atât. Da, hai să continuăm. Ia uite, head. Head. Mamă. N-ai, mă, n-ai ce să zici. Ia uite. Mă ia cu somnul, mă. Deja a bătut un squad, ești nebun. Uite un pic cum îi dă head-uri, bă. Dar la cap, mă. L-a lăsat 17 HP, ia uite cum l-a rupt. N-ai cum așa ceva, mă, băieți. Ia uite. Bă, totuși... Mai vedem noi ceva la Vincenzo, textura asta care o are el. Oare, nu știu, oare pe ultra sau ceva de genul. Vedeți voi cum se vede tot așa în jur? Gen, e altfel. Adică nu vedem noi pe telefoane. Parcă pe YouTube se vede altfel. Asta e ceva tare, asta e ceva tare. Ia. Ia, da, cu mini-uzi ești nebun. Ia uite. Dar-i dă direct ca, bă. Head. Tu... Mamă, fii atent cum l-a lăsat acolo fără viață. Ia. Ce aveți, mă, băieți? Ce aveți, bă, că n-aveți cu cine, n-aveți cum.
Ia uite, 1 2 3 Ia. Opa. 3. Bă, da, joacă omul ăsta, jocul ăsta. Ma. Ia uite un pic, n-ai cum să o dai cu asta. Uite cum ia de pe deal, ești nebun. Hit. Nu o zic că-i dai de... Mamă, nu crede, a dat din mașină, bă. Bă, ești nebun. Ia. Ia uite cum i-a dat-o, mâncau așa. Mă. Îi rupe pe toți. Bă, deci v-am spus, dacă îl vedeți pe Vincenzo în meci cu voi, ieșiți, bă, băieți, ieșiți, dar ieșiți rapid din meci, nu știu, faceți ce faceți, ieșiți afară, că n-aveți nicio șansă, mă, trebuie să ai, nu știu, trebuie să ai cel mai mare bulan, ca să zic eu așa, să-l iei prin surprindere și să-l bați pe Vincenzo, dar cel mai mare bulan. În rest n-ai cum, altfel nu cred că ai cum. Wow. Mă. Vezi că e de cap, ia uite-l, băiatule, ce capuri dă omul ăsta. Bă, ești nebun? N-ai cum așa ceva. Apropo, dacă mai e careva până la minutul ăsta, vreau să-mi spuneți în comentarii la cine vreți să mai reacționez. BNL, Ruoc, nu știu cine mai este, B2K, M8 sau nu știu, poate chiar și King Sebi, chiar dacă e român, gen, da. Dar poate data viitoare o să fie la King Sebi. Nu știu King Sebi dacă a mai postat ceva pe canalul lui, ceva nou, dar bă, o să ne uităm. Hai să ne continuăm reacțiunea, cum vreți să-i spunem? Mă, mă abțin să nu tușesc, să nu se audă urât pe video, să stau să tai. Ia uite cum e, bă, deci ia pe bandă rulandă, ești nebun? Ia uite, full red. Ia, fii atent că-i dă din mașină. Ma. Cum le dă, frate? Bă, vreau și eu să dau așa headshot, mă, băieți, vreau și eu. Care mă poate ajuta și pe mine să dau așa headshot, fără hack-uri? Mă. Le rupe. Vai, bă, ce le dă. Ia uite ce le dă omul ăsta. Ma. Bă, băia, sonu. Nu e bună. Deci eu rămân fără cuvinte, nu știu ce să mai zic. Ia să fie ce capidă. Ce auta, mă. Ăla nici s-a așteptat să-i dea așa. Instant, știi? Ia uite. Scrie acolo numai pe Vincenzo, pe Vincenzo, ești nebun jos, acolo numai pe Vincenzo, atâta scrie. It's a crazy man. Vincenzo e crazy man, bro. Oh my god.
Eu uite cum a și bă pe geam și bă, nici n-a mai sărit, e nebun, i-a dat direct, a intrat prin geam. Vai. Bă, Vincenzo în meciuri e ca lupul singuratic și restul playerii sunt prada. Deci el e lupul, restul e prada. Bă, dacă te-a prins, te-a mâncat. Instant. Și cam asta a fost. Deci dacă te-a prins Vincenzo, te-a mâncat instant, nu mai, gata. Da, bă, băieți, cam asta a fost reacția, scuzați-mi expresia, ca să zic așa, cam asta a fost reacția, sper că v-a plăcut și noi o să ne vedem data viitoare. Știu că nu e cu webcam și cu chestii de astea, dar n-avem cum să facem, adică cel puțin nu știu dacă pot eu să fac pe telefon chestia asta. Dar cam asta a fost reacția, sper că v-a plăcut și sper că o să mai vreți să mai reacționez și la alte clipuri. Până data viitoare, ne auzim! Adios!